Bună ziua și bine v-a regăsit la Cartea la Minut de Azi, care este Umiliți și Obidiți, de Fiodor Dostoevski, primul roman mai consistent pe care autorul rus l-a scris la 40 de ani, după ce s-a întors din Siberia de la Ună. Inițial crezusem că este vorba despre țăranii ruși umiliți și obidiți de boieri pe undeva prin provincie, dar nu este așa. Este vorba despre o acțiune care se petrece în Sankt Petersburg, capitala Rusiei și este vorba chiar despre o poveste de dragoste. Dacă nu știți, poveștile de dragoste la Dostoevski se petrec în trei. Doi bărbați iubesc aceeași femeie, iar această femeie, din păcate, nu l alege pe la bun, ci l alege pe bărbatul mai puțin bun. În cazul de față, bărbatul mai bun este un scriitor sărac, cam visător, prototip al, chiar al autorului, al lui Dostoevski, care scrie toată cartea. Iar Natasha își părăsește căminul, și se duce după un altul, după un imbecil care este în schimb foarte frumos și mai tânăr decât ea. Ei bine, acest imbecil are un tată, Prinț Valkonski, un personaj negativ al acestui roman, un cinic egoist care aleargă după bani și care calcă pe nefericirea celorlalți din jurul lui. Cum se termină totul? Se termină destul de bine. Din acest roman mi-a plăcut personajul feminin, Natasha, care este cea mai vitează și care luptă și care de ce nu învinge, își învinge până la urmă sentimentele și face alegerea cea bună, dar poate veți vedea voi. Mi-a mai plăcut un alt personaj tot feminin, Nelly, o fetiță asemănătoare cu cozet din Mizerabili, care însă nu luptă, ci alege mai degrabă să sufere, să suporte decât să lupte. Uh, un roman uh, care pot să spun că mi-a plăcut Eu l-am asemănat puțin cu Misterele Parisului, care multe secrete ascunse în el Mi-a plăcut de asemenea personajul negativ Este un prototip al uh, autorului însemnărilor din Subterană novela extrem de importantă pe care o va scrie Dostoevski mai încolo Iar tot acest personaj negativ uh, se asemănă cu votran personajul negativ cunoscut al lui Balzac nu închei fără să citesc un mic fragment din discursul acestui prinț rău Valkonski. Eu, de pildă, de mult am reușit să mă eliberez de orice lanțuri și chiar de îndatoriri. Nu mă socot obligat decât atunci când asta mi-aduce un folos. Sunt de acord cu orice, numai să mi fie mie bine și de de noi sunt puzderie. Totul poate pieri pe lumea asta, numai noi nu o să pierim niciodată. Până data viitoare, la revedere!